Organizația Municipală a PPD de Giurgiu a primit vizita conducerii centrale a partidului. La conferința de presă au participat președintele Alice Simon Aman, secretarul general Liviu Neagu, președintele organizației de tineret Florentina Gherghiceanu și, nu în ultimul rând, jurnaliștii Sorin Ovidu Bălan și Florin Condurățean. Din cauza ostilității de care a dat dovadă primarul Nicolae Barbu, după cum a precizat Liviu Neagu, întâlnirea oficialităților a avut loc la sediul organizației municipale și nu la Ateneul Nicolae Bălănescu. Alice Simon Aman a precizat că îi pare foarte rău de atitudinea pe care o are Nicolae Barbu față de Partidul Poporului, mai ales că acesta a fost alături de el în campania pentru alegerile locale. Dezamăgirea noastră vis-a-vis de județul Giurgiu este în special față de ceea ce se conturează acum în municipiu, reședință de județ, și vis-a-vis de relația cu primarul municipiului, reședință de județ, care nu cred că este o situație favorabilă, și domnul primar cred că nu ar trebui să uite nicio secundă faptul că PPDD a fost una dintre formațiunile politice care l-a susținut în campania electorală. Noi nu am avut candidat, a fost singurul județ din țară unde nu am avut candidat la primărie, doar pentru a susține această candidatură independentă. La finalul conferinței, Simon Aman a mai precizat că PPDD este deschis oricărei colaborări în avantajul comunității și că nu se aștepta la piedici chiar din partea edilului municipiului Giurgiu în ceea ce privește întâlnirea de astăzi.